și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Înainte de a începe construcția de azi, nu uitați să vă abonați și să puneți clopoțelul la notificări, ca să știți când pun videouri noi. Construcția de azi o voi face împreună cu surioara mea, Otilia. O las pe ea să se prezinte. Mă numesc Otilia. Am 5 ani și azi să construim un robot spion cu ajutorul fratele meu Ștefan. Ștefan, vine la mine! Otilia, uite ce vom construi noi! Este un robot spion. El, când detectează ceva, el scoate un sunet oarecare. Puteți alege chiar voi ce sunet să scoată. 3, 2, 1, să începem! Deschidem cu capacul sub, Otilia. Și prima piesă este o piesă de asta. Oh, da. Otilia, te descurci minunat! Da. Chiar ești o maestră la începutul. Acum trebuie nouă început. Vei trece de nivelul începătorilor. Îmi place foarte mult ce mi se primește mie din construcția mea. Uite! Mulțumesc de ajutor, Ștefane! Am ușat să-ți dau o ciocolățică de la mine. Am făcut deja 13 pași. Suntem la pasul 14. Trebuie să unim robotul. Adică capul. Capul de corp. Lui. Ce se primește minunat. Trebuie mai motorul. Mai ceva. Trebuie să... Nu motorul, senzorul. Asta. Da. Stai așa. Pe capul lui, da? Da. Aici? Nu. Cealaltă? Așa. E bine, da? Acum ridic-o. Întoarce capul. Și apoi... Perfect. Acum pune undeva sub, da. Așa vreau? Da. Am terminat! Uitați cum mi s-a primit. Așa arată, deci. Și mi s-a stricat picioarele. Dar le puneam la loc. Cred că trebuie să programăm. Asta o rog pe frățiorul meu să mă ajute. Acum a detectat-o pe tine. Detectă pe Ștefan. Acum următorul. Fă sunetul care îl vrei și programează-ți robotul să o fac. Bine, mă descurc. Încearcă, Otilia. Ua, 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 cum robotul va copia pe sora mea cu sunetul. Trebuie, bă. Da. Acum. Aceasta a fost construcția de astăzi. Noi